S-a spânzurat soțul, primul meu soț, dacă că primul și ultimul. Ne-am întâlnit de Sfântul Ștefan. Eu aveam o prietenă care lucra la spitalul nou și soțul ei era viitorul meu soț. Și așa ne-am cunoscut la ea. Am trăit fericită, că eu nu făceam nimic acasă. El făcea tot în bucătărie, tot. Era și pescar, tot ce gătea extraordinar de bine. Nu mai mi-aduc. M-am descurcat câteva luni până a dat o mașină peste mine. Pe trecerea de pietoni. M-a pus în ghid, nu mai m-am dus, să aveam nevoie de frizer. S-a ocupat locul și de atunci am rămas fără bani. În orice caz. Nici lacrimi să plâng numai. Am lucrat la Igena vreo 34 de ani. Era problema cu Luceașcă când a fost cu lăieții, cu pletoși, dar chiar că îmi părea mie rău. Trebuia să le bagi mașina în plete și ți se rupă ție sufletul. Venise un, mi-aduc aminte, de la HD-ul, cu taicos. Nu știu ce diriginte i-a zis că lasă corijent dacă nu se tunde, nu știu. Doamne, ce mai plângea copilașul. Hai, domne, să-l tundem scurs, să nu de tot. Mi se rupea mie sub și avea un păr creț. Prefer singură toată asta. Oamenii. Politica acolului. Nu știu, ori ne crezi tâmpiți. Bine ne-a făcut, de fapt, analfabeți. Dacă nu avem o facultate, ce să facem? Nu tu s-a născut. Dar cine e mai tundă? Și adevărul că dacă n-aș citi, aș și nebuni. Hai! Hai, mă, Leu! Golanu! Leu! Hai, vino, Mona! Leu! Leu, da, uite-și pe Golanu!